Brass, stilul de not cel mai popular printre începători. Poate îl recunoști și sub numele de broscuță. Tehnica brass e ușor de executat și învățat. E important de precizat că stilul de înot brass e unul de anduranță, nu de rapiditate. Deci, nu te aștepta să arăți în bazin ca un delfin. Procedeul brass este un procedeu care implică mișcări ample atât de mâini cât și de picioare, care la rândul lor să se sincronizeze cu respirația, astfel încât să ne ajute să stăm la suprafață și să înaintăm. Pentru a efectua procedeul brass, trebuie să ținem mâinile întinse în față, poziția culcat pe apă, brațele se vor depărta, moment în care capul iese la suprafață și trage aer. Brațele, printr-o mișcare circulară, ajung sub nivelul pieptului și continuă să se întindă în fața corpului, moment în care capul intră în apă și va sufla aer. Această mișcare se va repeta pe tot parcursul efectuării procedeului de înot.